Zahar, care recunosc că mi-a trezit niște nostalgii, nu mă așteptam la anumite remarci ale dânsului. Remarcat că au avut loc două sfinte liturghii. Părintele Cezar a făcut liturghia de noapte deoarece trebuia să plece împreună cu familia din dorința de, probabil s-a gândit simția sa că o să ne supărăm și a amânat plecarea, ne cerem scuze. Dar oricum faptul că au avut loc două liturghii de noapte și după aceea liturghia de la Văcărești de astăzi, cred că e un lucru foarte bun. Acum, vis-a-vis de laudele părintelui, aș vrea să menționez că dacă s-a făcut ceva în școala asta, în lucrarea aceasta Sfinții Martiri în Coveni, se datorează în cert oamenilor deosebiți din care au fost lângă noi. O parte din ei sunt aici în sală, doamna doctor Floarea Damaschin, domnul profesor Chircor. Mâine va fi părintele Ilarion de la Crucea prezent aici pentru a susține o temă, eroismul creștin. Și lista celor care au fost alături de noi e foarte largă, adică majoritatea celor din sală, din prezența și în elanul dumneavoastră, ne-ați provocat așa o bucurie de a face această lucrare. Inima evenimentului din acest an se numește doamna Elena Dulgheru. E foarte greu să fie prezentată. Dânsa este un poet, este autoarea numeroase cărți care sunt despre care dânsa va vorbi, așa e tot văzut aici pe masă. Și înainte de toate, dânsa este un critic de film, în opinia mea, cel mai mare din România. Poate și din străinătate, dar nu cunosc așa această lume a criticilor, dar ce m-a impresionat în mod deosebit, preocuparea dumneiei pentru filmele autentice. O să vedeți și în această săptămână filme extraordinare care vor fi prezentate, filme care au legătură cu sufletul românesc, cu identitatea românească, cu identitatea creștină, că nu toate filmele au regizor creștin. De aceea, creștini toți, dar nu toți români. Îi mulțumesc în mod deosebit, îi mulțumesc pentru efortul extraordinar de a veni aici la noi și eu chiar mă gândeam că e obositor și pentru dânsul și mă gândeam, zic, poate datorită căldurii, oamenii vor fi așa interesați și dânsa a spus că e o temă prea valoroasă ca să nu poată fi, să nu trebuiască să fie abordată și atunci vom ține aceste întâlniri, inclusiv sâmbătă. V-am spus că miercuri va fi părintele Ilarion, iar vineri Marfa Sfinția sa Teodosie cu tema dușmanul personal și dușmanul cetății. Mai departe, cred că aveau așteptat să intrăm în tema propusă, eroismul, și începem astăzi cu filmul despre Maria Brâncoveanu. Doamna Elena, vă dăm cuvântul.